În umbra veche a mănăstirii Cașin, istoria se desfășoară cu grație și măreție într-un dans al timpului, ce se împletește cu destinele liderilor ce și-au croit calea prin această comunitate băcăoană. În preajma cetății, domnitorul Moldovei, Gheorghe Ștefan, cunoscut sub numele de Burduja Vodă, își croia visele de a face din această fortăreață un centru de cultură și spiritualitate, asemeni celei de la Iași. Vis frânt de domnitorul Vasile Lupu, care, cu armata, îl izgonește pe Burduja Vodă până în Transilvania. Însă, în amprenta istoriei locale se conturează nu doar proiectele grandioase, ci și prezența marcantă a unor figuri remarcabile. Printre zidurile mănăstirii și pe drumurile comunei au pășit ilustre personaje, de la majestatea sa regele Ferdinand și majestatea sa regina Maria, până la tinerile principese și membrii ai suitei regale. În primul război mondial, generali ce au condus cu bravură armata română își fac simțită prezența, lăsând o amprentă puternică asupra comunității. Pe aceste meleaguri, umbrele trecutului prin contur sub semnătura unor lideri remarcabili. Ion Mihalache, președintele Partidului Țărănesc, care a ocupat fotoliul de ministru al agriculturii și ministru de interne, și ilustrele personalități ale culturii, este vorba de Nicolae Iorga și Mihail Sadoveanu, devin părți ale povestirii locale, aducând cu ei pasiunea pentru vânătoare, dar și de frumos din mănăstirea Cașin. Ioan Mărășteanu, primar între 1920-1928 din partea PNL, a fost arhitectul dezvoltării locale, împroprietărind comuna cu păduri. Este vorba de 741 de hectare și construind școli de tip Spiru Haret, ce rămân o mărturie a preocupării pentru educație. Prima, chiar în centrul comunei, în 1922, iar a doua, în 1926, în Lupești, cea care a fost dărâmată în mandatul actualului primar. Pentru cea din urmă, Ioan Mărășteanu a primit distinția pentru construcțiuni școlare, brevet semnat de însuși regele Ferdinand. Trebuie știut faptul că la acea oră în România erau doar 2000 de astfel de școli construite, comunitatea din mănăstirea Cașin se putea lăuda cu două astfel de instituții de învățământ. Fratele său, Vasile Mărășteanu, membru marcant al PNC, continuă acest drum aducând comunei izlaz și pădure. Este vorba de 2192 de hectare, dar și istorie, având prietenia marelui istoric Nicolae Iorga, care îl onorează cu o vizită. Povestea comunei mănăstirea Cașin nu se oprește aici, ci prin contribuția decisivă a lui Ion și Vasile Mărășteanu, bunicul și unchiul lui Cătălin Dima, aproape 3000 de hectare de pădure și izlaz se adaugă la moștenirea acestor meleaguri. În mijlocul acestui tablou istoric, casa actualului sediu al PNCCD Mănăstirea Cașin cu proprietarul său, cumnatului Vasile Mărășteanu, este vorba de Radu Simion, devin martor al schimbărilor politice și poveștilor ce se desfășoară în tihnă în jurul cetății din Mănăstirea Cașin. Astfel, fiecare piatră a acestor locuri poartă povestea unei comunități ce și-a croit drum prin istorie, sub semnul liderilor care au dat valoare fiecărui capitol. Reamintim telespectatorilor noștri faptul că vineri 9 februarie, în inima comunei Mănăstirea Cașin, a apărut o inscripție impresionantă ce indică sediul Partidului Național Țărănesc Creștin și Democrat. Președintele Partidului PNCCD Ștefan Bogdan Oprișan a înserat pe banner un mesaj profund patriotic: renaștem pentru țară. Contactat telefonic exclusiv pentru Acum TV, președintele PNCCD Ștefan Bogdan Oprișan a confirmat faptul că în scurt timp va avea loc deschiderea oficială a sediului, fapt care va coincide cu lansarea candidaturii politice. Mesajul patriotic exprimat pe banner indică viziunea partidului asupra implicării sale active în procesul de revitalizare națională.